Anca Sherpar are 35 de ani, iar în viața de zi cu zi muncește în domeniul vânzărilor. În 2009 a decis să-și deschidă o afacere de familie și a accesat fonduri europene. A îmbinat utilul cu plăcutul și a optat pentru o cultură de lavandă de toată frumusețea, chiar dacă nu a fost ușor la început. Am început și m-am informat, mi-am cumpărat toate cărțile care le-am găsit de specialitate, am scris uh, asociațiilor sau altor fermieri care au culturi de lavandă din Anglia, din Noua Zeelandă, din America, și încet, încet. Documentat. Acum plantația are peste 30 de specii de lavandă, inclusiv lavandin folosit în mod special la detergenți sau la producerea săpunului lichid. Aici avem o tufă de lavandin, care majoritar este cultivat în Franța. Este o specie care se înmulțește doar prin butaș, fiind sterile, nu se înmulțește prin semințe. Anca nu muncește singură la cultura de lavandă. Ajutoare de nădejde îi sunt mama și fiica ei. Fica mea, Anca, se ocupă cu partea teoretică și tehnică, iar eu mă ocup cu partea practică. Este o afacere de trei generații care vrem să meargă mai departe. Aici, ce Aici alegăm frumos buchetele și le punem peste o soară să uscă. Câte buchete ați făcut până acum? Nu uh -huh. știu, multe de numărat. Eu câteva mii. Cel puțin. Fiindcă are succes pe viitor, tânăra speră să-și extindă afacerea. În viitor, eu sper chiar de anul viitor să reușim să avem uh, o distilărie, să și distilăm uleiul esențial și de ce nu să dezvoltăm un proiect care să presupună produse pe bază de lavandă, așa cum se cosmetice, produse cosmetice. Primele culturi de lavandă au apărut în Noua Zeelandă în jurul anilor 1800. Mult mai târziu au apărut și în Franța. În România, lavanda a fost cultivată prima dată în anii 2000.